Vreau doar să vă felicit pentru faptul că sunteți îndrăzneți. Încercați să vă uniți, să faceți o unire în perioada asta în care toată lumea se destramă. Sunteți îndrăzneți să păstrați normalul. Să vă dea Dumnezeu spor în viață și în credință. Să vă binecuvinteze cu binecuvântare cerească. Să vă învrednicească să ajungeți bătrâneți fericite cu inimă curată. Să știți că oamenii care trăiesc frumos îmbătrânesc frumos. Fiecare îmbătrânește după cum trăiește. Dacă oamenii sunt plini de răutate și plini de dușmănie și plini de venin, dacă acel om nu știe să zâmbească și să se bucure și de o muscă, atunci sufletul lui este pierdut. Îmbătrâniți frumos. Țineți minte însă un lucru pe care l-ați făcut dumneavoastră aici prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ. Cununia, taina cununiei este singura taină, singura slujbă din Biserica Ortodoxă în care se face jurământ pe Evanghelie și pe Cruce. Iar jurământul dumneavoastră constă în faptul că veți păzi legătura dragostei și a unirii până la mormânt, deci până la mormânt, dar nu în orice condiții. O veți păzi curată, neîntreruptă, dreaptă, cinstită. Nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici celălalt. Tu nu te vei abate de la datoria ta de bărbat al familiei tale, nici tu nu te vei abate de la datoria ta de femeie a familiei tale, de mamă, de soție, de... De ce vă spun asta? Pentru că nu știu dacă ați auzit când a recitat Domnul Apostolul. Apostolul Pavel spunea bărbatul să-și iubească femeia ca pe sine însuși și să se jertfească pentru familia sa, așa cum Hristos s-a jertfit pe sine pentru biserica sa. Cum s-a jertfit Hristos pentru biserică? Uite-l colo pe cruce. A murit pentru biserica lui. Cătălina este biserica ta. Vezi că Alexandru este Hristosul tău. Să nu uitați niciodată acest lucru. La mulți ani!